Mă numesc Diego Silva, am 30 de ani, sunt impresar. Înainte de proba cu Dumnezeu pe altar, am trecut prin multe umilințe. Mă îndoiam mult, nu credeam în ceea ce vedeam. Eu veneam la biserică doar pentru a veni, pentru a însoți pe soția mea, ce deja era în credință, ce prin forța credinței și a voinței ei a descris propria afacere. Chiar așa, văzând tot ce se întâmplă în viața ei, eu nu credeam. Îi spuneam că sunt baliverne. Când ajungeam la biserică și vedeam persoanele că urcă pe altar pentru a mărturisi, eu mă îndoiam. Ca să fiu sincer, eu credeam că biserica plătește persoanele pentru a urca pe altar, pentru a da acele mărturisiri, deoarece erau nenumărate. Înaintea tuturor lucrurilor pe care le vedeam, am decis să trăiesc și eu acel lucru. Aveam o singură sursă de venit, și anume mașina, pentru care plăteam chirie și lucram printr-o aplicație. Aceea viață nu era pentru noi. Acel lucru era puțin în legătură cu ceea ce avea să se întâmple dacă eu și ea făceam o probă cu Dumnezeu. Noi am fost la muncă, la salonul ei de înfrumusețare și acolo am contactat un reprezentant din alt oraș. I-a cumpărat produse de acolo și aceea firmă de unde soția mea cumpăra produsele ne-a întrebat dacă dorim să fim reprezentanți, dacă noi avem voință pentru asta. Și eu am spus pentru ea că da, doar că nu aveam bani. Și mi-aduc aminte că soția a spus că aveam o valoare disponibilă minimă, doar de 300 de lei, și atunci a fost ceva foarte planificat de Dumnezeu, pentru că firma a acceptat ca noi să facem lucrarea cu acea valoare minimă. Acolo a luat naștere prima noastră firmă, prima afacere în domeniul cosmeticelor. Astăzi firma noastră are un plan de colaborare cu acea reprezentanță. Lucrarea s-a dezvoltat. În momentul în care am auzit de faptul de a face o probă cu Dumnezeu pe altar, eu nu am crezut, aveam îndoieli. Chiar am și spus pentru soția mea că era nebună, deoarece într-un anumit moment ea nu avea ce să pună pe altar. Atunci ea a început să vândă lucrurile pe care le avea, puținul pe care le avea pentru a face o provocare pe altar. Eu am spus pentru ea, ești nebună, vei vinde singurul televizor pe care îl avem, îți vei vinde pantofii, hainele tale. Eu nu înțelegeam acel lucru, dar era proba pe care ea o făcea pe altar. Începând din momentul în care eu am înțeles acel lucru, eu am făcut la fel, am strâns tot ce aveam și am pus pe altar. Și azi eu am avut și am răspunsuri de la proba pe care am făcut-o cu Dumnezeu pe altar. În mijlocul pandemiei și în situația în care trăim, când multe firme se închid, Dumnezeu a deschis o altă ușă pentru noi și am deschis o altă firmă. Firma de cosmetici ce a început acum un an în urmă, astăzi deja a devenit o nouă firmă. Oricât de incredibil pare, în timpul pandemiei, noi am făcut cele mai mari afaceri în firma noastră. Am încheiat contracte și am făcut vânzări la care nu ne imagineam, la care nu ne-am gândit niciodată. Am intrat în contact cu persoane la care niciodată nu ne gândeam. A fost atunci când unul din furnizorii noștri ne-a oferit alcool gel, altul ne-a oferit măști, cu toată credința și cu tot curajul din lume am luat alcool gel pentru a vinde de la unul din furnizori. Și în primul moment, noi am încheiat prima vânzare în valoare de 50.000 de lei. Și din acel moment înainte, mulțumită lui Dumnezeu pentru proba pe care am făcut-o pe altar, că noi am primit răspuns. Astăzi noi avem două firme, plus salonul de înfrumusețare al soției. Astăzi nu sunt doar eu și soția că lucrăm, suntem noi și încă trei distribuitori, plus doi vânzători. Cea mai mare mișcare a firmei noastre de la început și până acum a fost acum în timpul pandemiei. Astăzi avem casa noastră, mașina noastră, astăzi avem parcele imobiliare cumpărate, avem negocieri cu apartamente. Noi distribuim aici în regiune trei feluri de produse cosmetice plus o marcă de echipamente, avem distribuitori ce acționează în tot județul. Și acea persoană ce se îndoia, ce nu credea în ceea ce se vorbea de pe acest altar, acea persoană ce nu credea în acele mărturisiri ce vorbeau de pe altar, astăzi este dovada vie că răspunsul vine de pe altar. Atunci eu te invit pe tine ce te îndoiești, ce nu crezi, ce nu ai nicio direcție, ce nu știi unde să mergi, să vii să faci o probă pe acest altar și vei avea răspuns de la altar așa cum eu am avut.